Buonasera, Dragilor. Vă salut, Dragilor. Azi vorbim de la birou. Tocmai am încheiat o discuție interesantă pe un grup pe șoferițe și șoferi pe comunitate. Vă salut pe toți, cu, nu știu cu cine, cu un stimabil domn de la o firmă care și-a pus un anunț de angajare de pe OLX privind angajarea unui șofer cu vârstă de minim 45 de ani pe auto utilitară de 3,5 tone. Necesar categoria B cu experiență pentru comunitate. Salariu pe zi și salariu pe țară. Eu am rămas așa, zic, bă, nu văd bine, nu citesc eu bine, nu mai știu limba română, habar n-am. Și am intrat în legătură cu dânsul. Discuția o găsiți pe grup, pe șoferițe și șoferi pe comunitate. La care l-am întrebat pe domnul dacă e la derut anunțul sau cum e. Dânsul zice, e perfect real. Număr de contact, tot ce trebuie. Vă zic, și ce înseamnă salariul pe zi și salariul pe țară? La care dânsul spune 30 de euro pe zi și minimul pe economie pe România. Băi, frate, zic, bă, iară nu citesc eu bine. Pentru detalii sunați la numărul afișat, bla, bla, bla. Deci, ca să înțelegeți, vă salut, dragilor. Deci, ca să înțelegeți o chestie, din câte observ eu, distinșii noștri angajatori din România nu vor să se pună în regulă sub nicio formă. Explicația, după ce eu am explicat frumos la domnul, că zic, mă gândeam că știți deja, în România, ora actuală, salariul minim e de 1450 brut, iar diurna minimă externă de 35 de euro pe zi minim. Asta înseamnă un venit lunar net de minimum 1050 de euro diurnă, plus cam 250 de euro, echivalentul în euro a salariului net de pe România. Aia înseamnă un venit net cumulat într-o lună de muncă de minim 1300, asta în cazul în care primești doar diurnă și salar. Și am scris în continuare, dacă cumva se adaugă și sporurile și ore de noapte și tot conform codului muncii, poate chiar depăși suma aceasta. Zic, la dumneavoastră la firmă, nu e așa. Dânsul încearcă să-mi explice. Poate dumneavoastră vă referiți cu sporuri de noapte la 22 de tone. Nu la 3,5 tone, adică sprinter. Deci nu știu cum să vă spun. 22 de tone este sarcina care se poate pune pe un ansamblu de 40 de tone. Deci nu știu cu cine stau de vorbă ca să-mi dau seama despre ce vorbim. Deci 22 de tone în ce limbaj vorbim? Sarcina utilă, masa maximă autorizată. Ceau, frate meu. Așa. Zice mai departe, dânsul, dacă citiți bine anunțul, este destinat persoanelor cu categoria B. Eu am făcut o paranteză la chestia asta, eu, zicându-mi mie cineva așa ceva, e ca și cum mi-ar zice, e pentru fraieri. Adică nu e pentru cine cunoaște legi și din aia, e pentru fraieri care au numai B-ul și muncesc ca găbii, știi? La care eu am scris în continuare, zic, irelevant pe ce lucrează omul, stimate domn, tot șofer este. Zic, la fel conduce ca și mine pe 40 de tone sau chiar mai mult decât mine, că na, nu-l atinge regulamentul 561 pe 2006, dar, de regulă, după cum bine cunoaștem și știți majoritatea, un șofer pe 3,5 sau până în 3,5, că e bus, că e sprinter, că e camionetă, că e ce-o fi, până în 3,5,
conduce mai mult decât unul de 40 de tone, că noi mai avem un program de respectat mai, să zicem, da? Și tocmai din cauza acestui aspect, că nu e atins de regulamentul 561, din cauza asta se întâmplă și s-au întâmplat o grămadă de probleme care au dus la lucruri tragice, în care au murit șoferi din diverse cauze, oboseală și așa mai departe, s-au îmbolnăvit. Cunoașteți și cazul lui Bobocea, cel mic, din păcate, care, culmea, el n-a fost pe trei jumate, dar au mai fost un coleg pe lângă Alba Iulia undeva, care la fel s-a dus și el săracul și el a chiar lucrat pe trei jumate. Și după care îl întreb, zic, bun, faptul că doriți să angajați un șofer doar cu categoria B nu vă absolvă de plata diurnei minime externe și a minimului de salariu național. Ar fi bine de știut dacă se și trec cei, i-am scris eu cum a zis dânsul, cei 30 de euro pe zi în contractul de muncă sau doar verbal, pentru că m-aș mira să treacă cineva o chestie ilegală într-un act oficial. Adică, dacă îți spune că îți dă 30 de euro, n-are cum să-i treacă acolo. Mă înțelegeți? Deci, pentru că se închide singur. Legea zice clar, minim 35 la zi, n-ai cum să treci mai puțin decât îți zice legea. După care dânsul, un limbaj oarecum ok, mulțumesc pentru sfaturi, dar văd pe aici că sunt puțini care vor să muncească. Se vrea bani mulți și muncă puțină. Alte detalii despre postul de șofer doar la interviu, o seară bună. Deci, să vă zic eu, din punctul meu de vedere, nu știu cine vrea să muncească, dragi angajatori și dragi prieteni. Chiar nu știu cine, care merge de drag la muncă. Merge la muncă, e o vorbă la noi așa, mai în glumă, mai se merge, cum merge la lucru? Cu scârbă. Dar dacă tot trebuie să muncim, da, uite, Mitu Marius, 1400 zilnic. Păi da, nu bagi tu 1400, păi tu ești Robocop. Păi nu? Așa. Deci, mi-am pierdut ideea acum. Hai noroc, bunelu. Uite, mă confrunt cu oameni care sunt mai inteligenți ca noi șoferi. Se pare că deranjăm cu chestiile astea, că ne băgăm în seamă. După care eu am continuat și am spus, stimate domn, sper să nu o luați nume de rău, dar noi, șoferii mai cu experiență și cei din sindicatul SSDB, nu mai putem permite așa abuzuri grave în materie de legislație a muncii. Iar muncă, cât o fie, multă sau puțină, trebuie recompensată pe măsura prestației, măcar cu minimul conferit de lege, stimabile. Mi se pare logic și normal. De acolo ar trebui să începeți discuția, nici de cum sub minimul legal. Deci cum să începe o discuție de angajare când tu, ca angajator, ești mai doxa ca mine, că ajungem și acolo, și tu știi legislația, că cu asta te ocupi, cu acte, cu minuni, trebuie să le bagi la ITM, trebuie să le faci, trebuie să legiferezi toate chestiile astea. Cum poți să vii tu să-mi spui mie, viitorul tău angajat, că tu îmi dai sub minimul conferit de lege. Și dacă eu îți spun că nu e ok, ajungem acolo, a intervenit și Marin Marius, i-a pus și două citate frumoase care explică clar diurna și drepturile angajatului, la care dânsul zice mulțumesc, la cât sunteți de doxa, lăsați-vă de șofat. Și căutați-vă altă ocupație. Viitorii candidați, vă rog, doar cu CV-ul. Viitorii candidați, vă rog, doar cu WC-ul, vă rog eu. Cam așa îmi vine mie să zic, nu cu CV-ul, cu WC-ul. Deci cum să-mi spui mie așa ceva? Înseamnă că, clar, nu prea ești în contradicție cu mine ca un viitor potențial angajat la firma ta, deci nu-ți plac oamenii deștepți, nu-ți plac oamenii care își cunosc drepturile și vrei fraieri. Vrei niște proști de pe care să tragi banii și Doamne iartă-mă, uite că vi era să-mi scape un porumbel acum. Salut, Dumitre! Ță, uite că și nevastă mea aici cu noi. Așa. Deci cum să faci chestia asta
După ce te vaiți în continuu, ca angajator, mă refer în România, că nu sunt șoferi. Băi, ce facem, frate? Hai să luăm niște mame din alea surogat să concepem în eprubetă. Facem șoferi pe bandă rulantă, fraților, că nu avem șoferi. Și tu vrei să-ți bagi joc în continuu de potențialii tăi viitori angajați, zicându-le, faci din astea, ești prea doxa, ocupă-te cu altceva. Păi el nu știe cu ce este de vorbă, unul la mână. Deci eu sunt un potențial viitor angajat, care vreau să mă angajez la firma dânsului. Așa mă tratez, cu disprețul ăsta, așa direct, ești prea doxa, frate, nu, nu. Și după aia înainte spui că mulți vor bani mulți și muncă puțină. Păi eu vreau să muncesc, frate, că uite cât sunt, aici 100 de chile am. Și vreau să muncesc. Cât îmi dai? Îmi dai 30 de euro? Păi cum îmi dai? În bază la ce? Îmi dai tu 30 de euro așa? Ia și tu, bă, fraiere, 30 de euro și dă-te dreacu. Că eu pun restul până la 87,5 deoparte și într-un an, frate, mi-am făcut un parc auto de te doare mintea. Da, tu lasă-te. Ești bun de muncă și cam atât. Deci, grijă mare, dragii mei, unde vă angajați. Anunțurile, care văd că mai nou, fără detalii prea multe, un număr de telefon. Bine, asta nu e numai de acum, e mai de mult. Dar e trist. E trist și, sincer, am o greață de nu mi-o spală 10 kg de lămâie acum. Când văd așa ceva. N-am să-i fac publicitate firmei, o găsiți și singuri, dar nu se face așa ceva, fraților. Sunt mulți, sunt mulți, știu, știu mitul, Marius. Nu mulți, foarte mulți, din păcate. Mi-aș dori ca mesajul să meargă mai departe, să ajungă la majoritatea, așa, din gură în gură, cum se zice. Dar nu neapărat din gură în gură, că la noi e ca telefonul fără fir. Și să se informeze, informați-vă, fraților. Nu mai stați așa într-o nebuloasă din aia totală, că bă, ce să faci? Păi cum ce să faci, fratele meu? Te mulțumești cu puțin, vei fi privit toată viața ta, sau cât vei lucra la firma respectivă, ca un fraier. Deci ascultați-mă bine, ca un fraier, ăla o să-ți râdă în nas, în barbă și o să mai aibă tupeu, o să te ia și la rost. Am mai văzut cazuri pe internet, pe la Severin, parcă, în care patronul și-a bătut un angajat, era la tot plin de sânge și acum, pe acolo. Păi cum, Doamne iartă-mă, fratele meu, să mă bați? Mă duc la muncă să-ți muncesc, că eu muncesc și pentru mine și pentru tine, deci pentru să fie toată lumea mulțumită. Deci eu lucrez pentru doi, cum ar veni, da? Să facem profit la firmă ca să-mi iau eu salariu, să-ți iei și tu să profitul și așa mai departe. Fără mine nu existi. Ca angajat, nu eu, speță, că mulți o să zică, ai bă, du-te dracu, te-ai găsit tu, ești tu mare. Nu, eu angajatul. La angajat mă refer, că poate să fie oricare din voi. Deci, îți bați așa joc de mine. Și mai ai și tupeu de nala să faci panoramă și caterincă la telefon și să urli, să zbieri, să mă faci în toate felurile. Pentru ce, fraților? După ce tu nu-ți respecti minimul legal pe care trebuie să-l respecti. Mă bucur, Ramza. Deci, cum poți să faci chestia asta? Și atunci tu vrei ca să ai respect ca angajator din partea angajaților? Păi nu o să ai, tati. Nu în 2017 și de acum încolo. Cel puțin cât vom exista SSDB-ul și cu mine pe lângă, că eu sunt onorific acolo. Deocamdată. Dar eu nu pot să stau deoparte. Deci am să încerc să le stric ploile de câte ori am ocazia. Și cred că am să încerc altă variantă. O chestie mai tulburătoare. Dar na. Aia e secret. Nu vă pot spune că după aia o să afle băieții. Dar râs.
Sunt tot felul de minuni. Ca păi dacă m-aș pune să sun la toate anunțurile astea care angajează șoferi, nu degeaba am nelimitat, deci îmi permit. Cred că m-aș distra o zi întreagă, dar m-aș și umple capul de nervi de numai. Pentru că m-am săturat, sincer, să văd cum suntem bătaie de joc a multor, așa zis, deștepți, că ei în mintea lor se consideră deștepți. Da, drăgușine, eu și SSDB-ul, cei care ne-am implicat în treaba asta, SSP-istul și așa mai departe, noi aia încercăm. Și nu că să le stricăm ploile, că nu avem de gând să ștergem angajatorii de pe piață. Deci n-ai cum. Nu ai interesul. Ideea e să se pună legalitate, să plătească salarii decente la oameni, pe măsura prestației. O să zică mulți angajatori, da bă, da, și șoferii sunt cu măs. Și eu am tot spus, păi ai tot dreptul ăla, de aia e perioada aia de probă în care tu, stai așa că uite, vrea cineva cu noi aici, hai să-l băgăm, să vedem ce se întâmplă. Ai opțiunea asta, în perioada aia de probă, poți să faci, fratele meu, să-l testezi pe omul ăla, să vezi ce poate, își face treaba, nu își face treaba. Ei, dar după aia, omul dacă vine la tine, băi, tati, s-a terminat proba, da? Oprim. Sergiu? Oprim. Hai noroc, Aurele. Salut, boss. Lasă-mă cu Salut, salut. bosule, te rog eu. Lasă-mă cu bossule, te rog eu. Bine, tată, bine. Auzi, am și o întrebare la tine, dacă poți să o pun și nu te deranjez. Zic că uite, se uită 500 de oameni la noi. N-are nimic. M-a sunat cineva și mi-a zis dacă pentru angajat ca începător, știi, dar merge pe consum și nu știu ce să fac și cum să procedez. Să fac ceva bine, nu vreau ca să fac ceva rău. Păi, în primul rând, nu există în legislația muncii treaba de consum. Mă înțelegi? Deci, eu am Ok. pus chestia Am asta înțeles. la un fost angajator de-a meu să-mi aducă o hârtie oficială de la firma de camioane cu care lucram. Da? Să-mi aducă o hârtie oficială că ăla e consumul oficial. Dar să-mi aducă la plin, la gol, la când bate vântul, când plouă, când condiții geografice, penți, rampe și așa mai departe. Bineînțeles că nu o să-ți dea nimeni așa ceva, pentru că nu există, nu se poate. Deci la Da, consum am înțeles. n-are nicio treabă. Și bineînțeles când zice de consum, este foarte clar că se vrea ciupeală. Da, am înțeles. Și primul lucru care trebuie să-l pun eu, în punctul de vedere al meu ca începător, ce trebuie să spun acolo când mă duc la angajator să-i zic ce? Exact ce v-am explicat de atâtea ori. Ăla e salariul minim, trebuie să-l știi. Minimul de diurnă trebuie să-l știi. Trebuie Da. să primești sporuri de noapte, trebuie să primești sporuri de ore suplimentare și așa mai departe. Deci minimul minimului. Asta e minimul. Dacă nu, de genul ăsta care Ok. oferă 30 de euro pe zi, tu ce zici? Da, am înțeles. Bine, mersi mult oricum. O Te las plăcere. să-ți faci treaba în continuare. Oricum, mă uit la tine cu cea mai mare plăcere, să știi. Ciao, Mă ciao. bucur, dragule. Ciao, ciao, numai bine. Ciao. Deci, așa. Cam asta e, dragilor. Confruntăm, din cât putut vedea și voi, live. Sunt o grămadă de copii din ăștia începători care nu știu cum să procedeze, pentru că nu-i învață nimeni. Și eu tot asta le zic la majoritatea și vă zic în continuare, puneți mâna și vă informați. Deschideți internetul. Aveți acolo tot ce vă trebuie. Legea diurnei HG518. Da? Regulamentul 561 pe 2006, la trebuie să-l știe toți șoferii. Profesioniști. În baza lui ăla lucrați. Dacă voi știți chestiile astea, nu vă poate întoarce nimeni din drumul vostru. Nu vă poate zice, oricine v-ar zice, trebuie să ajungi acolo. Tati, s-a terminat programul. Păi nu știu, nu mă interesează. Bă, s-a terminat programul, n-auzi.
și gata, l-ai pus pe silent, l-ai închis telefonul și ceau, 9 ore minim pauză și a doua zi mai vorbim. Cam așa trebuie procedat, fraților, că altfel ți se urcă în cap. Și tu ai de suferit, nu el. El stă la un birou acolo și da, nu știu cum faci, trebuie să ajungi. Mă doare fix în pip, înțelegi? Și tu la fel trebuie să procedezi dacă vezi că face chestii de genul ăsta cu tine. Prodane, v-am mai zis treaba asta. Nu mai întrebați dacă e ok salariul de X. Salariul trebuie să vă mulțumească pe fiecare în parte. Pe tine poate te mulțumește 1800, pe mine poate mă mulțumește 2500, pe altul poate 1000 și e acasă, sau eu știu cât. Dar să fie minimum legal, minimumul legal. Mă înțelegi tu? Deci, măcar atât. De acolo se începe. Nu sub minim. Că dacă te duci sub minim, ești mâncat. În oriunde lucrezi, și în afară, și în țară, în special în țară. Că în România așa s-au făcut banii și parcurile auto. S-au făcut pe spatele la șoferi. Pentru că nu s-au semnat state de plată, nu s-au semnat ordine de deplasare, mulți habar n-au ce vorbesc când zic ordine de deplasare, ce or fi alea. Sunt niște hârtii pe care trebuie completate, trebuie semnate, și mai departe, de fiecare șofer în parte. Și pe care domnii distinși angajatori cunosc foarte bine treburile astea și le fac undercover, după aia le bagă în contabilitate și umflă prețurile acolo de te doare mintea și tu nu-ți dai seama că tu teoretic ai un salar, un venit lunar de te doare capul, fratele meu. Și tu e acolo negru sub unghie. Așa s-au făcut parcurile auto peste tot. Bine v-am găsit, Felix. Eu am fost cam tot timpul pe aici, dar cât îs cu nevastă mea sub radar, că mi-ajunge. Da, Cristiane, nu se semnează nici acum. Știu, știu, din păcate știu. Și partea nasoală este că e o cârdășie acolo. Fiecare firmă pe raza municipiului unde îi încârdășie cam cu toate autoritățile competente. ANAF, ARR și așa mai departe. Deci fiecare are o portiță pe acolo. Dar, există un dar. Nu poți să ai peste tot portițe. Pentru că ar însemna să fii stăpânul Universului, cum ar veni, știi ce zic? Adică unul din Cluj, de exemplu, sau eu știu de unde, nu poate să aibă portițe și la București, sau sărarităţuri. Înțelegeți voi? Și atunci se pot face diverse adrese către autoritățile competente, direct la centrul cel mare, Bucureștiul. Da? Și atunci ăia fac adrese, bă, ce se întâmplă acolo? Că uite, omul a făcut o adresă și... și nu s-o definitivat sau nu s-o întâmplat nimica. Și așa decurg lucrurile. Mulți se sperie de treaba asta. Ia să așa, cum avem unul care dorește cu noi, să vedem ce se întâmplă. Așa. Hai, bade, ești pe conductă. Na, că nu mai vrut. E bun. Na, atâta, dragilor, cam atâta că mi-ajunge. Nu numai România, eu nu ți crede-mă. Hai că vrem altul totuși. Ia să vedem pe Liviu. Așa. Păi, Gheorghe Chiriac, din cauza că așa s-a obișnuit, pentru că lumea nu cunoaște, nu a cunoscut, nu s-a interesat, nu s-a dat nimeni interesul. Nici eu până acum un an, jumate, doi aproape, nu pot să zic. Hai să treci, domnul Liviu. Să trăiește. Te ascult. Acum te-am auzit așa din întâmplare, dar cred că nu a fost în întâmplare. Poți să-mi spui minimul diurnă, din câte știu eu, e 80 de euro pe zi?
Nu, minimul e 35. A, scuze, maximum ce Minimul am vrut să dau. este de 2 ori jumate înmulțit cu 35, adică 87,5 euro pe zi. Ăla e maximum deductibil, neimpozabil și intangibil. Adică dacă ai popriri pe salar, nu-ți poate pune nimeni poprire pe suma respectivă. Dacă cumva angajatorul tău îți dă 87,5 euro pe zi, banii ăia nu pot fi atinși de nicio poprire, orice bancă, oricine. Tot ce depășește acea sumă de 87,5, doar suma ce depășește suma aia se poate impozita, se poate opri și așa mai departe. Ca să-ți fac așa un exemplu, dacă îți dă 90 de euro, dau un exemplu la zi, doar ăia, cât dracu vine, că îmi scapă acum, 2 euro jumate, 1 euro jumate. Doar suma aia se poate impozita. Am înțeles. Deci Asta e minimul tot. 35. Minimul e 35, deci nu 30 cum ăsta sau mai știu eu, cu 20 la zi. Și cu... Te apucă dracii când vezi, bă, și omul muncește pentru banii ăia. Pe mine asta mă scoate din sărite, că de muncit muncim toți, clar. Dar sunt oameni, copii, tineri care se duc la diverse firme, care angajează începători. Se duc pentru că nu ia nimeni. Toți majoritatea zic, băi, eu vreau cu experiență. Nu le dă o șansă. Și bagă scuza pe ce, este o școală de șoferi, păi să-mi lovească camioanele, să nu știu ce. Păi ți le lovesc și experimentați, frate, că am avut eu colegi experimentați care au dat cu ele de le-au luat toți brațul. Da, Dar așa e. trecem peste chestia asta. Dar să-ți iei începători, sau mai nou, se practică treaba asta, mie mi se pare o idee bună. Să-ți iei copii să-i înveți, să-i școlarizezi, cum fac mulți, școlarizează direct șoferi și după care fac un contract de colaborare pe un termen stabilit între părți și eu știu, un an, doi sau cât se convin părțile, stai șofer la el la firmă. Ok, perfect de acord, adică dacă m-a ajutat omul și eu l-ajut la rândul meu. Dar am primit informații de la copii din ăștia care au făcut chestia asta, că mi s-au băgat niște clauze contractuale acolo de te doare mintea. Deci, Până la nu, urmă au reușit să lucreze pe gratis. nu neapărat pe gratis, dar clauzele alea te țin legat automat. Deci dacă ai semnat un contract de genul ăla când mă școlarizez și după aia 2 ani de zile trebuie să stau la tine la firmă, de exemplu, dar tu nu ești atent când semnezi ce prevăd acele clauze, adică salariul va fi atâta pe perioada aia, diurna va fi atâta. Dacă tu ai semnat și dau un exemplu, e doar verbală treaba cu diurna și zice că îți dă 60 pe zi, după aia zice, pe nu îți dau 60, că îți dau 30. Și tu n-ai trecut nicăieri în acte și tot felul, deci ești mâncat. Și tu prin acel contract ești legat pe minimum legal, chiar dacă nu scrie. Pentru că în instanță tu vei câștiga minimul tot timpul. Deci oricât ai convenit verbal cu un angajator, să zic că zice, îți dau 3.000 de euro, dar doar verbal. Dacă cumva 2 luni ești plecat afară și, nu, și muncești ca gâbu și vin apoi, faci de cont și în alea 2 luni ți-o dat numai strictul necesar de supraviețuire, cu replica aia celebră care procedează mulți, când vin apoi ne socotim, facem, dregem și e bine așa. Și tu de așa, de bun simț, îl crezi, nu? Și zici, bine, șeful, hai că facem și pe asta. Și când vine apoi, zice, bă, băiatul meu, păi, mi-ai lovit camionul, mi-ai făcut aia, mi-a dispărut motorină, mi-a nu știu ce Ai și nu de știu asta ce. ciucurile. Așa. Și în momentul ăla, frate, tu rămâi așa, știi? Păi, șeful, păi și eu am lucrat 2 luni, pe ce? Păi, ia ca să mai dau eu acolo, să nu zici că ia și bine așa și dă-te dreacu. Cam așa sună discuția respectivă, că cunosc cazul. La capitolul ăla, tu dacă îl dai în judecată, nu câștigi decât minimum legal. Adică 1.300, ăla e minimum legal, salariu plus diurnă pe care ți-l conferă legea, minim. Nici de cum sub 1.300. Dar dacă tu te înțelegi pe 3.000 sau 2.000 de euro, îți dai seama ce gaură vei avea dacă ajungi în instanță. Că tu banii aia nu mai poți să-i... N-ai cum să demonstrezi. Totul când ajungi în instanță e pe în scrisuri. Mulți chestia asta nu o înțeleg, din păcate,
Și zic, bă, că îl dau judecat, bă, că îi fac, că-i drept. Păi n-ai ce să-i faci, fratele meu, că ce să iei boie de la căruță, mai faci și pârnaie, Doamne feri. Ei mai versați ca și cei care se angajează. Clar, clar. Păi ei cu asta se ocupă, tati. Toată ziua stau cu telefonul în mână, pe internet, legi, chestii, contabili, bănci, una alta. Noi cu covrigul, fratele meu. Și acum să cam supără când văd că s-au mai deșteptat unii alții. Și nu le convine. Și nu o să le convine, dar cel puțin încercăm să nu se destabilizăm. Să punem oarecum o țară regulile la punct. Că prea aș fac de cap, fratele meu. Prea aș fac de cap. Și culmea că ei se plâng cel mai tare. Ei sunt aia nemulțumiți veșnic. Noi suntem aia praf. Noi suntem aia. Bă, sunt și șoferi praf. Asta e adevărul. Dar nu sunt toți praf. Dacă n-ar fi șoferi, eu i-am zis odată la unul, bă, frate, nu-ți place de angajați că ăla e așa, că ăla e nu știu cum, dă-l afară, ia-ți pe nevastă ta, soacră ta, bunic tu, toată Nu familia, vorbim bat acolo. și dă drumul la lucru, frate, și fă ce vrei cu ei. Păi dar nu veni să-mi spui la un om pe care nu l-ai văzut în viața ta, îl iei ca angajatul tău și tu să-ți bați joc de ăla ca familia ta numai să trăiască bine și ăla dă-l dracu, frate, că eu bag, e sclav, pe plantație și bine așa. V-am tot zis eu cu băiatul ăla, cu cum îl cheamă? A, Nae Nicolae. Ăla, ai umor, mi-a plăcut replica aia grozavă. Haide să tragem toți ca o familie. Păi când pleci în Tenerife, m-ai uitat acasă. Nu mai suntem o familie. Cam Așa, așa e așa. și aici. Păi nu. Da, te las, tati, că mai vrea să intre sesepistul și să Nu. văd să mai intru și cu el. Sănătate Hai. și toate cele bune. Numai bine, tata. Ia să-l băgăm pe sesepistul puțin. Așa. Hai, bunelu. Ești pe conductă. Hai să trăiți, dragilor. Hai de mine, deci așa un live n-am mai avut de nu știu că, de niciodată de fapt. Hai, Bunelu, te-ai încurcat în știință, în tehnologie. Da. Apoi, cam asta e, dragilor. Deci treaba e cu dichis, din păcate. Nu e grea deloc. Păi acasă, cine are grijă de plantație? Păi cine? Are el angajat și acasă, stai liniștit. Noi, eu v-am mai zis într-un live de un angajator de-a meu de la începuturi, care la fel nu mi-a plătit salariul un an de zile. Îl aveam pe contract și nu mi l-a plătit. Și când m-am deșteptat după 7 luni și am întrebat singurul din firmă, erau oameni mult mai în vârstă ca mine atunci, dar eu am avut tupeu de ăla de borfaș, frate, că eram miserupic, eram copil tânăr. Nu aveam obligații, nu aveam nimic. Și l-am întrebat vorba aia, bă, dar de ce nu-mi dai salariul? Păi bă, Dani, păi să vezi că dacă vă dau banii aia, firma mea se duce în cap. Bă, mă leși, ești nebun? Cum să se ducă firma ta în cap cu salariul meu, care e trecut acolo? Nu știam eu atâtea reguli și legi. Dar la în final au ajuns la concluzia că mi-l dă, dar procedăm altfel. În caz că nu ai de lucru la camion, pac, vii și mai sap la sediul firmei, un șanț, poate mai punem o conductă, poate mai nu știu ce. Și am zis, bă, tati, cât am fost eu de prost, m-a dus o țără minte atunci, și zic, bă, la mine în contract, știi ce scrie? Șofer autocamion, nici de cum săpător de șanțuri. Dar, din păcate, chestia asta, iară, mulți habar nu au. Și dacă se angajează ca șoferi, ei fac și pe mecanicii, fac și pe vulcanizatorii, fac și pe de toate. Și atunci vin și aruncă dume de alea, băi, că mai șoferii cum erau. Păi, fraților, mă iertați. Deci eu am un respect deosebit pentru majoritatea șoferilor vechi, care au prins vremurile Savarina, Raba și așa mai departe, Buceaga. Dar hai să trăim o țară în ziua de azi. Nu cred că v-ar mai conveni acum să faceți comunitate cu Raba,
sau cu eu știu ce, să vă încălziți la lampa aia de motorină și să fiți toți negri dimineața, să faceți pene cu cercuri și să vă sară cercurile alea și câte și mai câte. Eu vă respect, am un respect deosebit pentru că ați reușit o chestie care în ziua de azi, dacă s-ar întoarce vremurile, e clar că 80% din șoferi ar fi pământ. Deci ar fi pământ, recunosc treaba asta. Dar hai să trăim totuși în 2017, unde am văzut cu 3 GPS-uri în parbriz. Alții zic că nu știi să mergi cu harta. Și GPS-ul ăla e tot o hartă, fraților. Deci sunt tot felul de discuții și pro și contra, dar nu are rost să ne... Nu-i văd farme, pe cuvântul meu de onoare. Chiar deloc. Na. Cam asta e, dragii mei. Ce să vă mai zic? Nu vă mai zic nimica. Mi-ajunge. Ne mai auzim. Dar o firmă de toată jena. Mă, eu nu mă pronunț în denumirea unor firme sub nicio formă. Bănuiesc că majoritatea știți care cum îs și care îs bune. Nu știu care sunt alea bune, sincer. Ia asta e așa. Că avem aici un potențial invitat. Să vedem. Vine curentul pe conductă. La Bănel. Ia uite cum veni, la Băran. Ia zi, Bărane. Salut, domnul Daniel. Vreau Salut. să te întreb. S-a mai cerut sfaturi pe Facebook. În Germania, deci cum e? Se respectă programul, nu se respectă sau sunt tot ca românașii noștri hoți? Depinde unde prinzi, depinde la ce firmă mergi, dacă au fost atinsă de flagelul românesc, dacă au fost firme de recrutare românești, fugi, ranga torsă. Înțelegi? Deci eu v-am spus în Germania și nu numai în Germania, în Anglia, în Italia, nu scrâni cu covrigi în coadă. Mulți au impresia asta total eronată. E o chestie într-adevăr bună, bună pentru cei care lucrăm aici, de exemplu, pentru că autoritățile rar controlează camioanele înregistrate în țara lor. Deci pentru asta am un respect pentru ei deosebit pentru că sunt naționaliști, țin cu ei, cu ai lor. Ei nu știu cine e la volan, cu toate că au ei o vagă idee, dar e vorba de transportatorul respectiv, a cui e camionul, nu neapărat șoferul. Și atunci nu e în viziunea lor să îi mazilească pe transportatorii din țara lor. Și de-aia ai vânătoarea asta de români, bulgari, slovaci și alte nații. Da. Dar, cum am zis, dacă nimerești o firmă unde e neamț, jet, beget și nu a fost atins de flagelul român, ruso, bulgar, s-ar putea să ai noroc să se respecte programul, să fie ok, dar Eu dacă ai prins... m-au sunat, deci am vorbit cu ei în engleză, direct de la resurse umane și au angajat un dispecer român pentru a facilita comunicarea cu șofere, tot. Da, de obicei de acolo începe. Acum nu știu ce să zic. Poți să ai noroc. Sincer, m-aș cam mira că merge o perioadă bună, după care de obicei românul când prinde aripi, fratele meu nu mai tot îi dă într-una. Da. Nu, Acum, dar asta. na, ar putea să fie ceva, nu știu ce să zic, dar de regulă sunt probleme și pe aici, nu ca în țară, dar sunt probleme peste tot. Da, de câte am înțeles, că am mai vorbit cu cineva, programul se respectă și ce spun de la început, dacă îți spune că salariul e 2000, pleacă de la 2000 de euro de bază, ala, deci se respectă, așa am înțeles, că nu sunt mai paroliști ca și românașii noștri. Mă, deci aici, dacă cineva face o nefăcută și știi unde să mergi să faci, să depui Da. probele și așa, e jale mare. E jale Da. mare, e mult mai mare ca la noi. Deci la noi se trăgânează lucrurile și birocrația te dă peste cap. Aici chestiile poți să le faci dintr-un click. Totul se face online. Da. Înțelegi? Nu trebuie să știi unde să umbli, la ce foruri, la ce organizații, la ce autorități. Da. A, cam asta e treaba, diferența. Așa, ca un exemplu scurt, matriculare de mașină.
Aici o durat 15 minute și și-a cerut la scuze că a durat atâta și a rămas mască. Și l-am întrebat cum adică a durat atâta. Păi că în 5 minute trebuia să fie gata. Băi, ești nebun, zic, pe la noi durează o lună ce ai făcut tu aici, bă, băiatule. Și-a rămas la, păi nu-i posibil. Ba, e posibil, hai la noi să vezi. Păi și pentru ce? Table, tot, pe loc s-au făcut. Deci, e alt sistem, e clar, e alt sistem. Numai Da, că pădure fără uscături nu există. așa este. Ori acolo, ori aici, deci peste tot trebuie să cauți chestia aia care te avantajează pe tine. Să ți se respecte programul, contractul să fie contract, banii la timp și mai departe munca e peste tot. Acum fiecare cum vede lucrurile. Dacă și la ei sunt toți, dar au frică de legea, pentru că legea acolo funcționează. Ți-am zis, stai liniștit că și aici se mai ocolesc legile. Depinde de firma la care ajungi. Ce profil are, ce nații integrate în firma respectivă. Unde e un mozaic, tot timpul o să fie mai multe culori. Înțelegi? Dacă ți-ai vopsit camera într-o culoare, o să fie o culoare. Dacă sunt mai multe, deja nu mai știți, fug ochii. Înțelegi metafora? Am înțeles, Daniel. Bine. Mulțumesc frumos. Sănătate maximă și Numai bine. bine, te-am sucat. Da. Așa. Cam asta, băi, fratele meu, gata, fraților. Ia să vedem bunelul, mai poate o dată? Dacă mai vrea. Și am încheiat pe ziua de azi. Uite-l și pe bunelul. Hai să Bună treci seara, dincolo. bună seara tuturor! Haideți că trec foarte repede la subiect. Fraților, ce-i în mână nu-i minciună. Da, bunelul la Scuze lucru. că e poliția pe aici, e ceva oficial, trece. Și n-aș dori să fi văzut cu telefonul în mână. Păi Aoleu! lasă-l acolo pe bord undeva, nu contează, vorbește numai mai bine decât să-ți faci probleme, pune-l pe Nu, bord, să țină e așa cu bine. ceva oficial, fraților. E ceva oficial. Gata, a trecut. Deci, ce e mână nu minciună. Atenție! Legea deficitară ajută patronatul. Ea a fost făcută atunci când nimeni nu avea nimic de spus. A făcut-o statul cu patronatul ca să poți fi încălecat. Acum, dacă omul săracu nu știe să caște ochii, face treaba aia la altă, aia urâtă. Dar uite că există Daniel, uite că există un tâmpit de sesepistul care n-are ce face, a devenit postaci și încearcă să ajute. Mai există Virgil, mai există SSDB-ul care vă poate ajuta oricând, oricând doriți. Aveți numărul de telefon personal al meu. Nu există un șofer care nu m-a sunat noaptea la două să-mi ceară o povață și să nu-l fi ajutat. Bun. Nu treaba aia că pe care să o aleagă, aia blondă sau aia brunetă, ci probleme serioase. Deci, încă o dată, orice hârtie semnați are efecte mai târziu asupra ta. Iar dacă semnezi ca primarul și nu, nici nu le citesc, sau hârtie în alb, din start ești mort. Din start ești mort. De aia, repet pe domnul Cimpoieru. Deci, unul la mână. Informarea. Păi, fratele meu, vrei să te duci undeva să muncești la o firmă? E Marin Marius acolo, fraților. Sunt eu, sunt Cimpoieru. Dă un telefon, caută-i. Te costă 2-3 euro să afli un adevăr. Înțelegi? Nu te ducă. Treaba cu diurna. Deci, mulți dintre șoferii români nu cer adeziune, mă scuzați, nu cer act de diurnă. Păi, fratele meu, vorba zboară în vânt și tu rămâi cu o strângere de mână. Pentru că legal niciodată nu o să-l poți prinde pe domnul patron. De mie 5.000 de euro, că ți-i dau eu săptămâna viitoare înapoi și o să-i mai vezi. O să tot vezi. Dar dacă fac contract cu tine și semnezi acolo că Mihai îți datorează 5.000 de euro, imediat Mihai se scarpă în cap, stai că mă dă în judecată și pierd. Deci, atenție! Tot ce vă promite,
Pentru că românii au suflet foarte bun și pune suflet în meseria asta și mai ales când merge la angajare. Dar tot ce promite verbal un patron, aia din start e abureală. Dacă ți-o pune pe hârtie, o citești cu ochii tăi, o semnezi, firma o parafează și îți dă și ție un exemplar, atunci e ok. Dacă nu, fraților, credeți-mă că e egal cu zero. Corect. Întrebări are cineva? Bun. Eu asum o întrebare. Mai ai mult de condus? Din păcate mai am, am intrat de două ore. Dacă nu mai are bunelul semnal. Nu te audem, nu te auzim. Deci am 18 km până la prima parcare. Dar e... Să-ți pui centura. Să-ți pui centura. Lasă-mă că m-ai supărat. Îți supărat. Nu. Fraților, fiți atenți. Firma aia de Galați. Firma aia tare. Omul ăla care a lucrat în Irlanda a dus un tânăr care era șofer în România numai de 2 ani de zile, l-a dus în Irlanda să muncească pe 1000 de euro, fratele meu, pe lună. Pentru că el e începător, sărac. Vă dați voi seama... Când un șofer ia minim 2600, minim 2700 de euro, sunt români care înșeală români. Oameni informați. Deci sunt foarte multe lucruri care mă supără. Vezi că nu te auzi. N-ai... Nu se aude. M-auziți acum? Acum, da. Așa. S-a auzit treaba cu băiatul ăla trimis în Irlanda să muncească pe 1000 de euro ca șofer pentru că nu avea informații destule? Firma aia măreață de Galați, domnul care a fost șofer în Irlanda și după aia s-a apucat să adune vreo 10-15 muncitori săraci din Galați, tot la salarii de nimic. Și ca din să păcate. Termin și eu, să zicem, cu o paranteză, bună, domnul Cinei Poieru, pun centura, două, dracu, pun că-mi iau ăștia banii pe aici, până ștaur. Dar am scăpat telefonul pe jos și de... A trebuit să-l caut. Păi, fraților, mai devreme sau mai târziu, adevărul se află. Referitor la personajele cele două, am informații exact din grupul ăla care au pus la cale destrămarea orice grupări de șoferi și mai ales orice grupare sindicală. Deci am omul din interior care a fost o bucată de vreme cu ei, după aia și-a dat seama ce se întâmplă, a renunțat la gașca aia de oameni. Întrebarea mea ca om, de ce? Băi omule, dacă tu ești bun și nu ești de acord cu sesepistul sau cu oricare dintre noi, apucă-te, fratele meu, dacă tu te ții mereu aproape de șoferi, că tu ești omul șoferilor. Apucă-te, fratele meu, și am uitat, Zeus, zeul gamelor, mi-am adus aminte. Păi, fratele meu, apucă-te și fă tu un sindicat. Cheltuiește banii de la familie și fă tu un sindicat. Să te văd, papagal am și eu. Domnul Cinpoieru are cea mai tare dumă care poate să existe pe lumea asta. Dar, fratele, ceva fapte, ceva fapte. Mă înveți tu cum să port eu cămașa aia de forță, de safety? Mă înveți tu pe mine cum să păstrez distanța între camioane? Hai mă să fim serioși! Șoferii adevărați gândesc mult mai mult de atâta, domnilor. Și altceva ce doresc să vă spun foarte clar. Domnul Cipuieru, se aude? Da, da, te și vedem. Așa. Păi, fraților, eu scriu, tu gândește. Eu spun, tu gândește. Eu îți dau informații, dar tu informează-te. Corect. Pentru că fiecare om pe lumea asta are un interes. S-ar putea să fie un interes rău.
pe care să o pățești, dar informează-te. Nu trebuie să crezi tot ce spun eu sau Daniel. Păi, da, dă un telefon la ăla, sună-l pe Marius. Da? Nu, nu neapărat, Dunelu. Ajutați-mă doar să... ca să fie bine. Trebuie doar să vezi, să confirm, să-ți confirm tu dacă ce zice ăla e adevărat. O zis omule HG518. Hai să vedem despre ce e vorba. Intri pe net, ai băgat HG518 și o să vezi. Legea diurnei. Cu anexe, cu tot ce trebuie, cu paragrafe, așa, cu alea. Bă, așa, nu vorbim cu prostii. Da? Regulamentul 561 n-are rost, fraților. Deci ați luat atestate toți care sunteți șoferi. Deci clar trebuie să-l știe toată lumea. Deci la ala nu discut sub nicio formă. Sunt alte dispoziții, alte ordonanțe care se leagă una de alta, care nu le știi. Directiva 15/2002, care scrie clar că după 6 ore consecutive trebuie să faci un minim de 30 de minute pauză, care nu-i prevăzută în regulamentul 561. Și mulți nu știau de regula asta. Păi, na, deci noi suntem legați de grămadă de chestii. Noi încercăm, care ne-a mai implicat, să le punem pe tavă, să le dăm la dispoziție. Le-am și postat, am făcut tutoriale, am pus link-uri direct către acele ordonanțe și către de diverse simplificate. Să vă doar să dați click pe ele, să le citiți. Și după ce ești informat, deja poți să pui alte să-ți bată tot de tine. Dar dacă, să zicem, ești angajat de o perioadă de timp și a fost și eu, de exemplu, că am lucrat un an de zile și am completat o situație, dar m-am discutat, am zis, gata, stop, joc, cum e, stai așa cum e așa. Urma se dă din graniță când ai plecat, până când mă întorc înapoi în graniță. Ce nu se văd urna de când bag eu cardul în tahograf? Când ajungeam la camioane, alergam pe iepuri, pentru că se găsim un camion liber, pe partea tahograf, ca să fim contați. După prost eram. Legeți? Daniele, încă un lucru vreau să anunț. Domnilor șoferi, mai ales aia de pe România și aia care fac comunitatea, știți că de pe 7 august s-a dat legea ca pontajul șoferilor să fie făcut după cardul tahograf? E ONG-ul numărul 54 din 2017, articolul 119, care spune că pontajul șoferilor se, ca acte primare e cardul tahograf. Atenție! Cu alte cuvinte, tu, ca șofer, ai dreptul să ceri plata tuturor orelor muncite. Știind că un șofer muncește 220-230 de ore pe lună, fraților, ai salariu minim, nu? Cere și orele suplimentare și orele conduse de noapte, când ai dreptul, pentru că și acolo e o mărlănie. S-a scos dreptul de a-ți fi plătite orele de noapte, numai dacă ai mai mult de o treime din totalul orelor din totalul orelor muncite. Deci atenție! Toți românii au dreptul să ceară orele suplimentare muncite. Deci atenție! Nu vă lăsați păcăliți! Informați-vă! Întrebați-l pe Cipoieru! Sunați la SSDB! Sunați la Virgil. Dacă nu suportați un pletos urât ca mine, atunci sunați-i pe aia de la SSDB, întrebați-i. Încercați tot posibilul, dar nu acceptați mizeria. Mâine m-aș duce acasă. Eu sunt primul care m-aș duce acasă. Nu vreau banii din Irlanda. Dar dacă ajung să iau 2500 de euro, venitul, atenție, venitul total să-mi fie 2500 de euro în România, mă întorc acasă. Și mulți fac greșeala. 2000 de euro nu e salarizare. E salariu minim pe economie plus diurnă. Și aia e ca
sarcina câinelui. Dacă, s-o vedea, că dacă nu faci act adițional de diurnă, o să mor de foame. Da, păi mai... Bun, domnul Cipăru, eu te-am pupat, mai rămân dacă vrei, dar eu te-am pupat. Sper în 10 numai minute bine. Să ajung și parcare numai și atunci bine. Dacă bine. Cineva mai are întrebări să răspund și sau orice. Ține aproape cu noi aici, Bunelu, drumuri bune și numai bine. Ok, mulți să-l știți. Deci, noi nu suntem rău intenționați. Noi nu vrem lucruri care au, poate ne percep anumiți angajatori, că vrem destabilizare, că vrem... Nu! Noi vrem să ni se respecte dreptul, în primul rând, de a munci legal și corect. Asta vrem noi. De ce poate să aibă ei câștiguri atâta și noi să avem atâta? Întreb și eu. Și ca să vii să-mi servești mie personal, după, irelevant, că experiență, că n-am experiență, pot să fiu nou-nou de pe băncile școlii. Da? Ca să vii tu să-mi spui acum că suntem prea doxa și să ne găsim altă ocupație, pentru ce? Da? De ce să-mi găsesc eu altă ocupație când poți să informez lumea, bă, fraților, nu e bine așa. Și tu să fii privat de angajați. Și să te falimentezi singur, că practic aia o să faci până la urma urmei. Ca angajat, dacă nu vei plusa la venit, la salar și așa mai departe, să începi cu minimum legal și să pui tot ce trebuie, într-un final acolo să ajungi. Să mai luăm unul și... Mama mia... Unul și gata. Încă deja e prea mult. Revin într-o secundă că a rămas fără țigări. Imediat vin. Hai să trăiești, Bade. Să trăiești, domnul. Ce faci? Uite, m-am dus să-mi iau țigări care a rămas fără. Foarte bine. Ia zic. Cum ești? Ești bine? Ești liber? Da, sunt liber azi și mâine. Da. Că e foarte bine. Sărbătoare pe Germania. Numai că Noi erăm. Noi o să lucrăm. Da. Ia fii atent. De-i. Eu sunt începător și am fost la un interviu la o firmă. Așa. Și mi-au propus o școlarizare pe România de 6 luni de zile. Așa. Cu salariu minim ăsta pe economie, cum se poartă în branșa asta. Și diurnă de 65 de lei pe zi. 65 de lei asta pe zi? Da, asta în perioada de școlarizare. Adică pe România doar, da? Pe teritoriul național. Da. Da. Și după aia să mergi pe comunitate de unul singur, tot așa, acela salariu, dar cu diurnă de undeva de 50 de euro, au zis. Da. Deci, diurna națională minimă e 17 lei pe zi. Da. Dacă vrea să-ți dea maxim, se poate ajunge la 45. Dacă îți dă 65, de-aia mă mir. Deci 45 ar fi maxim... deductibilă, neimpozabilă și așa mai departe, pe România. Da, păi prima oară ei au zis 42,5 și le-am zis eu că e prea puțin. Da. Și după aia m-au sunat și au zis că mă o să mai adauge încă 5 euro peste aia. 42,5. Păi ți-or dat așa, în baremul ăla de legal. Dar... Da. Dacă îți dă 65 și salarul... Teoretic ar trebui să-ți adauge și sporurile, dacă lucri suplimentar și duminici sau eu știu ce program vei avea, habar n-am. Pentru faptul că îți asigură școlarizarea, nu știu, eu personal o văd oarecum ok, în sensul că nu sunt de acord cu minimul de salar.
Eu nu sunt de acord cu asta. Dar, cum ai zis și tu, asta se practică. Deci e clar. Da. Deci dacă poți să plusezi la salar, n-ar fi rău să zici cât vrei tu, cât crezi tu că poți să-ți negociezi salariul. Zici, bă, tati, tu mă oferi ajutorul ăsta, ok. Dar aia nu înseamnă că trebuie să lucru pe minim ca o femeie de servici. Da. Că eu știu scuza lor patetică care o zic că, bă, de ce să dai la stat? Pentru că așa vreau eu. Pentru că poate vreau o pensie mai încolo, poate vreau... Irrelevant, e dreptul tău. Dar ți-am zis, deci dacă își respectă chestiile astea și le treci în contract, inclusiv diurna, chiar dacă nu e trecută în contract, ceri un act adițional de contract, la contractul de muncă, în care să fie stipulată diurna, că e națională, că e externă, trebuie să fie scrisă. Nu pleci la drum până nu ai aia trecută în act. Și acolo în contractul de muncă ai un paragraf în care scrie sporurile conform legii. Deci paragraful ăla prevede exact ce v-am zis, orele suplimentare și toate alea din perioada de muncă ta. Dacă lucri de noapte, dacă lucri de noapte, de exemplu, trebuie să primești plus 25% pentru orele de noapte. Eu aici, de exemplu, primesc două categorii. În Germania au ore de noapte de la 10 la 12 și de la 4 la 6, care sunt plătite cu 25%. Și cei între 12 și 4 dimineața sunt plătite cu 40%. Deci alt sistem. Da. Dar aici se plătesc chestiile astea. De aia zic, în România nu plătesc majoritatea sporuri. Când le zici de sporuri, se uită la tine. Ce ai, mă, vrei să te nebunească câștigurile? Da. Da. No, și bine, ei au mai zis pe lângă asta, după aia te obligă un an de zile să stai la ei și asta mi se pare cu dus întors. Că... Oarecum eu le dau dreptate, adică e un serviciu contra serviciu. Cât te costă o școală de șoferi acum? Da, ok, am înțeles, dar un an de zile să mă oblig să stau la tine, poate tu nu te ții de chestiile astea. Atenție! De aia v-am și spus, dacă nu pui bine problema de la început, anul ăla poate să fie fatidic pentru tine. Deci tu când te duci și bați palma cu el că faci școlarizarea, tu trebuie să ai toate datele puse la punct cu cel puțin un an jumate în avans. Adică perioada de școlarizare, 6 luni cât durează, plus un an după ce termini școala și ai toate documentele, actele necesare practicării meseriei, mai stai un an la ei, că așa bați palma. E, tu un an jumate trebuie să-l ai de la bun început bătut în cuie să te avantajeze și să-ți convină ție. Și ție. Ai înțeles? Da. Că tu dacă acum zici că, bă, acum ce să fac? Na, că nu mă ia nimeni, că nu-mi permiți școala de șoferi, nu o să s-o permiți probabil. Sau, în cel mai rău caz, iei împrumut de la cineva, nu te rogi de nimeni, îți faci școala pe barba ta, și atunci nu ești obligat să mergi la nimeni, să stai un an și să te gândești oare ce îmi face un an de zile. Dar dacă bați palma de la bun început și semnezi actele și le citești, nu văd ce s-ar putea întâmpla un an de zile. Cam așa e peste tot. Cam la un an de zile se face renegocierea contractului individual de muncă, teoretic, e și acolo un factor, vechimea în firmă. Deci este un procent din salariul de bază care intervine ca vechime după ce trece anumite perioade. Depinde și de contractul colectiv al firmei respective. Dacă firma are 20 plus 1 angajați, trebuie să aibă un contract colectiv. Și mai multe chestii. Și cel mai important lucru, să te scrii în sindicat. Am înțeles. La SSZB acolo, nu? Eu acolo indic la toată lumea. Tu, e dreptul tău să-ți alegi care sindicat vrei tu. Deci nu ține de mine, de SSP-istul, de Marin, de nimeni. Doar de tine. Unde crezi tu că ți sunt reprezentate drepturile ca la carte? Pentru că sindicatul este avocatul tău în relația cu angajatorul. Cam asta e definiția băbească pentru treaba asta, care mulți mă întreabă, dar ce face sindicatul? E, mă, încă un căcat de atâta timp. Să-mi scuzați franceza. Da, eu am mai discutat cu mai multe firme, mulți vin cu
propuneri și oferte de astea, wow, dar eu n-am încredere în primul rând. Și mai mult de atât, ei te au cu școala. Domne, ești începător și nu pot să-ți dau atât. Dar ce, domne, dacă eu sunt începător și mă duc cu unul care a experimentat, ăla nu-și conduce programul de 4 ore jumate, eu 4 ore jumate. Și tot așa. Asta nu înseamnă că eu sunt handicapat dacă sunt începător, nu? Că aia vreau să zic, că îți lipsește o mână, doar o gândești. Ceva? Nu îți lipsește. Asta e replica care eu le-aș da-o. Bă, dar stai un pic. Dacă sunt începător, sunt handicapat sau că nu înțeleg. E asta zic și eu, dar mai grav e că unii șoferi care sunt experimentați, ei zic, da, frate, ei au dreptate că tu ești începător. Păi da, mă, dar sunt începător, dar nu școala de șoferi am făcut și eu. Aia o să merg la fel ca tine, pe drum. Aia nu sunt, din punctul meu personal, și poate să mă înjure până nu mai pot, aia nu sunt profesioniști, aia sunt invidioși. Sunt invidioși din ce cauză? Pentru că am primit și eu tot felul de chestii de genul ăsta. Bă, Dane, de ce înveți? Și am rămas așa prima oară, nu am băgat de seama. A doua oară iar, a venit altul. Bă, Dane, nu faci bine ce faci. De ce nu fac bine? Păi că prea înveți tu de toate. Păi și cine ar trebui să învețe, frate? Angajatorul? Nu mă lasă să se descurce singur. Este o invidie prostească, zic eu, pentru faptul că pe vremea când s-au apucat dânsii, nu era atâta informație. Fiecare s-a descurcat cum a putut, cum a știut și ce a prins din zbor, dacă a prins. Erau alte vremuri, erau alte reguli, erau alți fel de oameni, altă gândire. Eu acum vreau să cred că suntem, sau ar trebui să fim mai buni, să ne ajutăm reciproc, cum putem, ca să ne ușurăm viața de zi cu zi, fiecare, că nu merem la muncă nici care de drag. Dar e o invidie. Înțelegi? Și sfatul meu este să te ferești de persoane de astea care le simți așa că îți dă dume din astea, lasă-l în lumea lui, lasă-l să vorbească în lumea lui, ignoră-l și mai bine așa. Eu nu mă pun nimic mai presus ca tine că cu anumite cunoștințe și experiența vorba aia care am acumulat-o în timp, dar tu poate la rândul tău poți să fii mai bun ca mine în alt domeniu, care eu o spraf. Am întâlnit alți colegi care sunt mai experimentați ca mine, dar colegul, da, știi cu telefoanele astea, știi cu laptopul, știi cu una, știi cu alta, mi s-a stricat GPS-ul, poți să mi-l repari, poți să... Unde e harta, fraților? Luați atrasul, dacă s-a stricat. Pe bune, eu am zis așa, eu n-am două paie, pușca mea, să-i vezi atunci, cum, na, colegul, acum ne punem și noi în rând cu lumea. Păi vă puneți, dar după aia ieșiți pe online și faceți acolo caterincă, că ăștia nu șoferi și așa mai departe. Toți învățăm, fraților, toți. Că ești mai mare, mai tare, că ești mai nu știu cum, irelevant. Da, nu știu, ăștia bătrâni ar trebui să fie, nu știu, oarecum să le facă plăcere. Da, stai. Dar avea pe o parte pe care ar putea să-i învețe. Stai, mă, să le ofere sfat. Uite, așa că băieții și scriu aici. Da. Așa, Răzvan Marin. Dacă îți dă camion și te trimit în Paris, 3 descărcări, apoi 2 încărcări pentru Londra și 5 descărcări, în cât timp te întorci tu din cursa asta? Răzvan Marin. Asta e răspuns pentru tine doar, deocamdată. Deci, cât timp mă întorc eu din cursul ăsta? Din câte știu eu și din câte am învățat eu până acum, programul cursei și planificările se fac de către întreprinderea de transport. Despre coordonatorul de transport vorbim în mod special. Șoferul are la dispoziție programul de conducere și regulamentul după care trebuie să se mențină. Deci nu de el ține... ce se întâmplă în trafic, ce ambuteiaje și așa mai departe. Deci calculele astea trebuie să le iei coordonatorul de transport, adică firma. El trebuie să informeze, șoferul este omul de legătură cu care trebuie să țină contact direct, să spună șoferul, într-adevăr, e și dreptate la tine. Șoferul trebuie să fie responsabil, bă, îi ștau, îi ce îi, nu mă descarcă, să anunțe firma, să colaboreze. Dar nu ține de mine ca șofer ce pot întâlni eu pe drum. N-am cum.
ține de mine să plec la timp, să îmi văd de condus cât trebuie, să îmi respect programul și așa mai departe. Să merg în limitele legale, pentru că, după cum bine știm, majoritatea zice dă-i, 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 dă-i. Și când vine radare la firmă, zice, păi, dar stai, bă, frate, dar permisul e a tău, dar trebuia să o lași mai moale, dar tu nu știi să alea, păi nu prea merge. Deci sper că te-am lămurit cu răspunsul. Ionuț Gherghel, Johnny. Una e să iei un începător și să-l înveți ce înseamnă și alta e să-l iei din școală dându-i marfă pe mână. Mm. Tu dacă ți-ai cumpărat camioanele tale, de exemplu, câți începători ai angaja? Hai să fim realiști. Eu mi-aș angaja o grămadă, Ionuț. Îți spun și de ce. În primul rând, m-aș implica de la bun început cu, cum se zice, școlarizarea lor. Deci aș încerca să îi învăț de la capul al fine tot. Dacă le-aș face un test, bineînțeles, să văd ce știu oamenii, cu întrebări din regulament, din program, din condus, din orice ține de transporturi și îmi fac o idee. Și bineînțeles aș impune niște reguli legale, dar stricte. Pentru că altfel n-ai cum să faci treabă. Dar legale, atenție, nu ilegale. Și întrebarea ta era dându-i marfă pe mână și după aia ai dat-o cu ți-ai cumpărat camioanele tale. Camioanele, din câte știu eu, sunt asigurate la toată lumea. Ce se feresc mare parte din angajatori, ca de altfel orice persoană fizică, dacă ai un autoturism propriu și îți faci o asigurare casco, fiecare se ferește să folosească asigurarea pentru că are o franciză. Da? Nu mai este casco fără franciză. Și atunci chestia aia care se practică, mi-ai lovit oglinda, o plătești, că crește asigurarea, că sunt asigurările nu știu cât. Pe mine ca șofer, ca angajat, nu mă interesează, pentru că tu îți asumi ca angajat, ca angajator. Îți asumi din momentul în care îți deschizi firmă, că bă, s-ar putea întâmpla. Deci de aia te asigur. Marfa, camioane, tot. Inclusiv angajat, trebuie să aibă asigurări sociale, medicale și așa mai departe. Deci asta e o asumare a părților și angajatul poate fi tras la răspundere legal, dar mulți nu practică treaba asta pentru că primul trebuie să fie avertisment verbal, al doilea scris, al treilea comisie disciplinară și abia după aia poți să-i tragi 10% din salar și dacă urmezi pașii legali. Dar nu, se practică, îți iau din bani. Din care bani? Din diurnă. Deci multe de discutat la treaba asta. Așa. Na. Tati, te las că mai am pe unul. Și baftă și grijă ce semnezi. Că te aud, nu te aud, nu sunt sonor, nu știu care e baia. Am înțeles. Ne vedem în trafic. Acum te aud. Baftă și drumuri bune, tati. Ciao. Așa. Da, și viața celorlalți. Salut, Doamne! Hai, noroc! Ceau, tati! Ce faci? Uite, stăm de vorbă ca băieții. Foarte bine, ai foarte mare succes cu ceea ce faci. Chiar de când m-am apucat eu de prima oară de... Stai un pic, eu nu caut succes. Crede-mă pe cuvânt, deci nu-mi trebuie succes. Mi-e suficient să știu că oamenii înțeleg că au niște drepturi și niște obligații, ca să lămurești pe domnul Ionuț de aici, că a zis ceva de viața celorlalți, o asiguri. Revin la asigurări. Asigurările asigură inclusiv daune omenești, da? Nu numai materiale. Depinde de situație. Acum nu vreau să se ajungă acolo sub nicio formă. Deci nu sunt adeptul accidentelor de nicio culoare, nici materiale și mai ales omenești. Ferească Dumnezeu. Am văzut tutorialul ăla lui Iuda cu cisterna și efectiv m-au apucat toți nervii. Să te întreb, domnul Ionuț, că la sigur era un experimentat cu cisterna aia. Nu știu dacă ați văzut tutorialul, care mergea cu 130 la oră. Nu se ținea ăla cu duba după el. Ce părere aveți despre șoferii aia? Care el de la Râmnicu Sărat trebuia să ajungă la Constanța în două ore jumate. Cum putea el să ajungă în timpul ăla?
Să omori lumea pe stradă? Deci despre ce vorbim? Și cine oare face chestia aia? Cine inițiază proiectul ăla? Nu angajatorul când face, că cel puțin din înregistrare așa se aude, că respectivul zice, păi nu, că m-a sunat patronul, s-a trezit la nu știu ce oră, că eu dimineață în 2 ore trebuie să ajung acolo neapărat, e urgent. Prostia lui că o marșat, bineînțeles, că e un dobitoc, un criminal din punctul meu de vedere. Dar nu sunt de acord cu chestia asta deloc. Zi, tati, scuze-mă, te-am întrerupt. Nu-i nimica. Am aproape un an de comunitate, am fost și eu începător, încă de atunci chiar te urmăresc cu treaba, cu programele, cu Lionul, pe unde să o luăm, că nu-i voie pe acolo. În schimb, e foarte bine ceea ce faci, din cauza că acum un an chiar nu a fost cine să mă informeze, doar știi destul de bine la ce firmă lucrez. De... Fără nume. Fără nume, dar nu contează, când chiar nu-mi pare nume așa important. Dar pentru mine lui. Ca firmă, ar fi cât de cât bună, dar în schimb, la bani. Asta este totul. Deci nu te stresează cu programul, nu te stresează. Asta e toată problema. Ăla, salarul ăla minim pe economie și diurna asta care ți-o impune ca fiind începător 20 de euro, după aia, dacă depinde cum reziști, îți dă 35 când devii titular, după 80 de zile îți dă 40, după încă 80 de zile îți dă 45, după încă, dacă ești mai tare în cioc, îți dă mai repede. Că dacă ești așa mai moale, te lasă și un an de zile cu 40. Stai cu 40 de rupt. Cunosc. Asta e toată faza. Dar, în schimb, nu te pune să forțezi în programe de astea. Deci ar fi ca, nu știu ce să zic, când am zis că, bă, nu mă duc, păi nu mă duc și așa rămâne. Încă n-am foarte avut norocul să-mi găsesc undeva pe Germania, să-mi găsesc pe Anglia, că aș fi plecat, îți dai seama. Și... N-ai căutat în destul de bine, să zic așa, dar nu e asta o soluție. Deci, ca să înțelegeți o chestie, mulți au impresia că dacă vii în Germania... E ok, nu e ok. Așa e. În primul rând, dacă nu știi limba, fratele meu, știi cum se uită ăștia la tine, ca vulturii la pradă. Exact. Și pentru nu merge cu engleză. Nu merge cu engleză la nemți. Merge cu engleză numai când ești așa comunitate, ajungi la firme și așa. Dar când ești în sistem aici, nu mai vorbește nimeni cu tine engleză. Nu mai vorbește, crede-mă pe cuvânt, eu sunt sistem și știu mai bine. Știu. Pentru că ești foarte naționalist și au chestia aia așa. Ești la mine în țară, vorbești limba mea. Înțelegi? Și atunci trebuie să te descurci. Și dacă nu te descurci, ți-am zis, vulturii, ca și cum se uită vulturii la un pui de ceva pe acolo. Cam asta e și aici. Partea cu ce spui tu, cu plățile tale și cu... că nu ești stresat la program. Păi e logic, pentru că ei știu chestia asta. Adică sunt mulțumiți, își fac cursele de așa natură încât tu să poți să ajungi în program frumos, regal, regulamentar, dar la bani, cine câștigă mai mult? Firma. Ai înțeles? Păi bineînțeles. Am avut acolo un prieten la tine, care i-am spus frumos și lui, băi, fraților, adunați-vă mai mulți, dacă ți-i târșă să o faci de unul singur, și faceți o sesizare, la cine trebuie. I-am și zis unde, i-am și trimis direct la om, la tot ce trebuie, frumos. Nu, pentru că acolo intervine chestia, bă, sunt începător, că nu mă bagă nimeni în seamă, ia încearcă și o să vezi, poate o să ai o surpriză. Nu e logic și nu e normal, deci... Teoretic și practic, tu trebuie să trăiești din diurna asta, am mai tot spus-o. Diurna când s-a inventat, nu s-a inventat pentru a merge tu cu butelie după tine, cu tot ca la Baluc cu 7 bagaje și toate minunile din lume. Să-ți iei un laptop, eventual o geantă cu haine acolo, să ai 3-4 schimburi și restul din diurnă să trăiești, să-ți speli, să-ți faci duș, să mănânci și așa mai departe.
și salarul să-ți vină în buzunar ca și câștig lunar. E, dar la noi se practică invers. Salarul e la măsa. E minimul pe economie. E bani de țigări, vorba aia. Adevărul că mulți Și... nu se gândesc la treaba asta, dar în timp, tu înaintezi în vârstă și ai să trebuiască o pensie, o asigurare de sănătate, o Bravo. cine știe ce mai ce. Nu zic, am lucrat 8 ani jumate într-un sistem la stat, la o firmă de stat. Păi tată, era, deci știu ce înseamnă plus la stat. Ajungeam undeva la 1700 de lei pe lună. Dar plata la stat era plata la stat. Deci încă jumate de salariu, poate mai mult din jumate de salariu se ducea la stat. Dar eram asigurat din toate punctele de vedere. Da, și eu am lucrat la stat. 5 ani de zile am fost categoria 1 specială în România, ca dansator. La mulți Da. nu le vine să creadă și eram trecut în cartea de muncă balerin dansator. Ai, Și aia e lasă. categoria 1 specială. Da. La un an de zile se adaugă un jumătate de an în plus la categoria 1 Da, la specială. Cam un categoria an. 1. Sau la La grupe, 1 era cu specială. grupa 1, grupa 2, ceva de genul. Da. Și de aia zic că acolo a fost altă viață. Nu râdeți, măi zâmbăreților. Am făcut de toate eu la viața mea. Și încă o să mai fac, probabil. Am văzut, ai multe locuri de muncă schimbate, deci nu ai stat la discuții prea mult. Unde nu ai, s-a convenit, s-a Nu, plecat. nu, nu, nu. Atenție. Eu pot să zic că de la ultimul loc de muncă din România, de acolo mi s-au schimbat mie mentalitățile și am început să citesc, să mă informez. Până la ultimul meu loc de muncă am fost ca o grămadă. Am fost la grămadă și eu. Deci cât am stat în România, am mers cu turma, cum se zice, doar că din 2015, 2015, nu, în 2016, în luna februarie am avut așa o străfulgerare și ne-am hotărât câțiva inși acolo să ne mai informăm. Ne-am băgat nasurile prin cărți, pe internet și așa mai departe și am pus punctul pe i. Ne-am băgat într-un sindicat și am început să facem, să nu-i zic răscoală, oarecum o mică revoltă. Rezultatele nu au întârziat să apară fiind mulți și 4 luni de zile ori primit oamenii lucruri care nu visau să le primească, gen sporuri Ce face de unirea? noapte. Unirea a mai multor oameni. Păi normal, tot timpul, tati, dacă unde-s doi, puterea crește, nu? Și Exact. dușmanul nu sporește, așa zice melodia. Dar Da. mulți, de ce să lasă, bă, e bine așa, fă tu că dacă faci tu... Ori mai fost colegi care mi-au zis, hai să mergem. Au plecat 10 și au ajuns 2, din care unul s-a îmbolnăvit și ăla și a trebuit să plece. Când au ajuns la ușa patronului. Nici așa nu Mai se dan. fac treburile. De-aia, e plin de genul ăsta și eu mi-e scârbit la maxim. Nici nu... Îi cunosc de la o poștă oarecum. Le-am zis la mulți, implicați-vă fraților, hai să facem, și dracu, că ce ai de pierdut? Păi mă dă afară. Păi și dacă te dă afară, te dă lucru, ce-ți face? Dacă poți Că să nu ajut, înțeleg. eu zic să ajut. Mai ales tu că ești în postura asta, eu zic să ajut. Mai ales un începător care e Păi chiar eu la aia început. fac. Hai, Spune încerc. asta. Și chiar și cu un loc de muncă, cu una, cu alta, cu niște sfaturi, face mult. Bă, hai să zic și cu locul de muncă. Am avut un anunț aici, la noi, în care am chemat niște băieți. Băi, am chemat. Am pus un anunț la mine, că se căutau șoferi. În 2 săptămâni au venit trei, care nu au rămas niciunul. Doi au apărut și au zis că nu le convine programul și unul s-a rătăcit pe drum. Trebuia să ajungă, nu a mai ajuns, era prin Ungaria, teoretic, probleme cu mașina, cu transportul, cu nu știu ce, și dintr-o dată m-am trezit blocat. Omul nu mai răspundea la telefon, nu mai puteam nici să-l sun și a rămas așa cu un gust amar. Zic, bă, ce dracu se întâmplă, fratele meu? Înțelegi? Deci sunt unii care nici nu vor să fie ajutați. Le oferi ajutorul, le pui totul pe tavă și degeaba. Nu vor sau nu știu, habar n-am. Și
Mă, uite, așa îți pierzi ușor, ușor, încet încrederea în oameni. Așa este. Și plus de poate, asta... poate în locul lor puteau să vină alții care chiar aveau nevoie. Exact. Trebuie, dar din cauza exact, la... Din ăștia nu mai bat capul cu treburi de genul ăsta, că nu mai am nervi. Mie mi s-a arătat obrazul, că prin mine oarecum au venit și am zis, nu mai fac din ăștia. Mi-ajunge. Tu ești pe frig? Lucrezi pe frig? Da, teoretic. Frigul nu l-am pornit încă niciodată. Am înțeles, am înțeles. Care sunt condițiile la frig? E mai ceva ca la prelată, nu? Voi parcă merge și pe restricții, nu? Ceva de genul, parcă. Eu nu l-am pornit, tati, niciodată frigul. A, niciodată? Am înțeles. Nu, nu are marfă congelată, dar pâine congelată și aia de la depozit până la depozit 3 ore jumate și ea se păstrează la o temperatură acolo fiind duba izotermă, pur și simplu se decongelează de așa, finuț, finuț, finuț și până ajunge da, exact. Deci n-am avut încă... A fost un coleg de-a meu care a trebuit să pună la minus 22 de grade. Am văzut și eu odată cum a pornit frigul, am ajuns acolo, deschis ușile, au zis să oprească frigul, până a încărcat s-a încălzit duba. N-am înțeles care a fost treaba, dar na, dacă așa s-a cerut, aia e. Am înțeles, da. Da, ce să spun? Ține tot așa. Dar ce faci, mă, cu suc? Cu suc? Păi ai uitat când explicai și desfăceai câtă bere la volan. Am băut o bere azi, mi-ajunge și soțul obosit și dacă s-a obosit nu prea merge. Exact. Îi mai bine, dăm cu vitamin D. O seară bună, dragilor, și te-am salutat. La fel și eu pe toți, vă țuc și numai bine vă doresc. Auzim de bine, dragilor, și fiți cu 5 minute mai deștepți, că o să vă fie mult mai bine. V-am țucat, numai bine.